Hristos a înviat. Ce sărbătoare cu totul și cu totul specială. Și mai mult decât orice, faptul că suntem invitați astăzi să participăm împreună la această celebrare, ne onorează. Ne onorează pentru că unor oameni obișnuiți ca noi, Dumnezeu le-a dat harul să aibă parte de revelația Hristosului care prin moartea sa a moartea. În această zi aș vrea să îmi intitulez gândurile pe care le împărtășesc cu dumneavoastră de la disperare la marea însărcinare. Transformarea vizitatorilor de la mormânt. Este greu să ne imaginăm o locuință mai sinistră decât cea pe care o întâlnim în el Arafa, întins pe o suprafață de o de hectare la periferia capitalei egiptene, orașul morților, este un vechi cimitir islamic ce servește drept adăpost câtorva sute de mii de oameni. Mormintele de aici, din acest cimitir, datează de undeva din secolul 7 după Hristos, și nu arată deloc ca orice alt cimitir pe care îl întâlnești în Egipt. Criptele sunt acoperite de multe ori cu camere împodobite, de construcții ce seamănă cu mici case, unele dintre ele având chiar și grădini. Comunitatea care locuiește aici are electricitate, are apă, curentă, un cabinet medical și chiar un oficiu poștal. Locuitori de toate vârstele, trăiesc, muncesc și se joacă printre morminte. Și mulți din cei ce locuiesc aici se consideră norocoși fiind date evenimentele care au loc în ultima perioadă în Cairo. Câțiva kilometri mai departe găsești cele mai sofisticate mausolee care aparțin regilor Egiptului, piramidele care conțin mormintele faraonilor. Contrastul este incredibil. Frumusețea picturilor de pe pereții acestor morminte, îmbinate cu metalele prețioase și cu bijuteriile, creează un contrast puternic cu orașul morții. Dar astăzi nu vreau să vorbesc despre acest cimitir. Aș vrea să vă invit la un alt mormânt, la un mormânt care este gol. Strict vorbind, este vorba de un mormânt care a fost închiriat pentru un weekend. Iosif din Arimatea este proprietarul acestui mormânt. El este unul dintre ucenicii discreți și chiar secreți ai Mântuitorului și atunci când toți îl părăsesc, chiar Mântuitorul este identificat ca fiind mort, va face toate demersurile ca în mormântul lui să fie înmormântat, să, pu, să fie pus Mântuitorul. Vă chem în această dimineață să examinăm primii vizitatori care ajung la ușa mormântului, focalizându-ne în același timp pe transformarea de care au parte aceștia în urma vizitei, dar și în urma întâlnirii personale cu Hristosul care a înviat dintre cei morți. Primul personaj, Maria, Magdalena. Plânsul disperării. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. De fapt, o să mă opresc asupra primelor 23 de versete din acest capitol. Pentru început, aș vrea să citesc doar primele două versete care surprind ceva din disperarea, din plânsul acestei femei, Maria Magdalena. Iată ce spune Scriptura. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Primul lucru pe care îl faci Dimineața indică topul priorităților tale. Iată ce face Maria Magdalena în zorii duminicii. Nu ne sunt prezentate aici și celelalte familii, familii, scuzați -mă, femei care au venit la mormânt, ci doar Maria Magdalena pentru că se pare că ea este o persoană mult mai activă decât toți ceilalți. Dacă citim versetul 2, așa cum apare la noi, este de fapt în alte traduceri surprins cam în felul următor. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Doar în traducerea Cornilescu apare la singular, în celelalte traduce traduceri apare pluralul. Asta înseamnă că erau și alte femei acolo, dar Mariei Magdalena, I se dă o considerație mult mai mare pentru că ea face acum ceva special pentru Isus, amintindu-ne de ce a făcut Hristos pentru ea. Vă amintiți cuvintele pe care le-a zis Isus după ce a eliberat-o pe această femeie? Cu ei se iartă mult, iubește mult. Ea este una dintre puținele persoane care rămân la crucea lui Isus în timpul răstignirii. Toți l-au părăsit. Ucenicii au fugit, speriați. Maria rămâne acolo. Maria, după ce trupul neînsuflețit al lui Isus este dat jos de pe cruce, se asigură de locul în care este depus. Și apoi, împreună cu celelalte femei, aleargă la mormânt ca lacrimile lor să devină acel râu care va spăla trupul lui Hristos. Dragii mei, femeia asta ne învață ceva. Trebuie să-l onorăm pe Isus și atunci când nu ne mai poate oferi niciun avantaj. Dragostea pentru Isus va îndepărta cel puțin pentru această femeie teroarea morții și a mormântului. Maria a venit cât a putut de repede, cât a fost repede pentru ea în prima zi a săptămânii, atunci când sabatul s-a încheiat. Nu ca, așa cum citim, spre exemplu, în Amos, capitolul 8, versetul 5, atitudinea pe care o au alții în ziua sabatului și spun cam așa, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele și să micșorăm efa și să mărim ciclul și să strâmbăm cumpăra ca să-l înșelăm. Nu, Maria nu face din sabat, o astfel, nu are o astfel de perspectivă în timpul sabatului. Cei ce îl iubesc pe Isus vor folosi prima oportunitate ca să mărturisească respectul pe care l-au față de el. Ea a venit foarte devreme, pe când încă era întuneric, cât mai devreme posibil. Toți cei ce îl caută pe Isus Hristos și vor să se întâlnească cu el, Trebuie să-l caute cât mai devreme posibil. Să-l cauți cu acea îngrijorare care te determină ca dimineața să-ți faci timp, să stai de vorbă cu El în rugăciune, în citirea Scripturilor. Trebuie să-l căutăm silindu-ne renunțând la noi înșine și dăruindu-ne cu întreaga noastră ființă Domnului nostru. Maria a găsit piatra dată la o parte, piatra pe care ea a văzut-o cumva rostogolindu-se. Oare ce-o fi semnând acest lucru? A fost o surpriză pentru ea. Nu s-a așteptat la așa ceva. Hristos crucificat, cumva, era fântâna vieții. Dar, între timp, mormântul gol a devenit pentru noi speranță. Și noi avem o cântare care sună foarte frumos. Mormântul gol... Speranța revederii, despre aceasta voi cânta mereu, pentru că acolo ne găsim noi, nădejdea. A fost începutul unei descoperiri glorioase pentru Maria. Domnul a înviat, chiar dacă la prima vedere, ea nu a realizat acest lucru. Dar iată pe Maria, experimentând disperarea, spune versetul 2 a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Ce trăiri intense are această femeie în această dimineață. Situațiile extreme prin care putem trece la un moment dat tind să ne limiteze perspectiva, să nu mai vedem realitatea. Ucenicii sunt împrăștiați, îți încuiați în case, le este frică. Între timp Petru se leapădă, toți ceilalți ucenici într-un fel sau altul au fugit de Mântuitorul, de situația critică în care s-a găsit. Iuda trădează ca apoi să se sinucidă. Și în timp ce ucenicii stau ascunși, femeia aceasta disperată aleargă la ei. Încerc să-mi imaginez ce or fi simțit în momentul în care în zorii zile au auzit ciocănitul în ușa în care ei erau adunați. Sigur au venit să ne aresteze și pe noi. Sunt soldații romani. Se încheie totul. Am crezut că El, El, Hristosul în care noi am crezut, va instaura împărăția sa. Maria aleargă spre casa aceasta unde se află Petru și Ioan și anunță cu disperare faptul că trupul Mântuitorului nu mai este. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Ea nu crede că a înviat. Acolo era o gardă romană prin a căror vene curgea sânge rece și care aveau responsabilitatea să păzească mormântul ca trupul lui Hristos să nu fie furat. Nu este interesant când în timp ce ucenicii și chiar Maria nu cred că Isus a înviat, preoții, fariseii și-au adus aminte de cuvintele Mântuitorului pe când acesta trăia și a spus că a treia zi va învia dintre cei morți. Maria nu vede dincolo de mormânt. Doar oare vede Petru ceva? Dar oare Ioan vede ceva? Dar oare tu ce vezi dincolo de mormânt. Haideți să o lăsăm deocamdată pe această femeie aici să ne îndreptăm atențiile spre Simon Petru. Confirmarea dezastrului. Citeți din același capitol Ioan 20 versetele 3 și 4 și apoi 6 și 7. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge. Nu știu, ați observat că în ziua învierii Domnului Isus Hristos toată lumea aleargă? Maria aleargă. Ucenicii aceștia doi aleargă spre mormânt. Alți doi care se vor găsi pe drumul Emausului dezamăgiți după ce au parte de revelația Hristosului înviat dintre cei morți, aleargă spre Ierusalim, se întorc, de fapt, la locul pe care îl părăsiseră, pentru a spune celorlalți ucenici a înviat Domnul. Nu sunt basme cum credeți voi. Noi am stat de vorbă cu El. În ziua învierii este foarte multă precipitație. Încerc să-mi imaginez cum au alergat soldații la mari, mari Preoți. Câtă disperare a fost acolo în momentul în care au realizat că ei au devenit neputincioși în fața unei realități care era mai mare decât ce au putut o imagina. Încerc să-mi imaginez întâlnirea secretă când preoții au alergat să găsească o soluție. Ce ne facem în șelătorul acesta, într-adevăr, în via dintre cei morți? Avem o problemă serioasă și a trebuit să pună la cale o minciună, cumva încercând să oprească vestea învierii Domnului Isus Hristos. Da, în ziua învierii e frumos să alergi, să alergi ducând vestea cea mai importantă, Hristos a înviat. Hristos este viu. Hristos este mântuitorul meu. Mă duc să mă întâlnesc cu el. Reiau, dați-mi voie, versetul 3. Petru și, și, celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Citesc acum versetul 6. Simon Petru care venea după el a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Dar care a fi fost motivul pentru care Petru și Ioan pleacă la mormânt? Ce determină luarea acestei decizii atât de repede? citim mai târziu în Luca capitolul 24 cu versetul 11 că atunci când la ucenici a ajuns vestea că Iisus a înviat, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Asta îmi spune mie că nu erau oameni creduli. Oameni care mergeau după orice, mișcați de orice vând de învățătură. Dar în același timp îmi spune faptul că inima lor este rănită și perspectiva lor este greșită, nu mai pot nici măcar să creadă în cuvintele pe care le-a spus Isus înainte de a muri. Petru, Petru a fost cel mai curâv ucenic al Domnului. A atins cele mai înalte culmi, dar și cele mai de jos abisuri. A fost primul care a mărturisit divinitatea lui Isus, dar a fost și cel care s-a lepădat de Mântuitorul, cum nu s-a mai lepădat nimeni altul. Însă, în timp ce se jura că nu-l cunoaște, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și când privirile lor s-au întâlnit, ne spun Evangheliile că Petru a ieșit din curtea marelui preot și a plâns cu amar. Nu s-a dus să se spânzure precum Iuda, nu s-a dus să-și nece amarul și conștiința, ci s-a pocăit și când a făcut-o, a făcut-o cu râvnă. Petru? Petru este îndrăsneț. Petru vede, vede mormântul gol, vede fâșiile, dar nu înțelege nimic. Fâșiile de pânză și ștergarul, cel care a fost pus pe capul Mântuitorului, păstrau forma trupului mântuitorului, dar trupul lipsea. Arat, arăta de parcă se evaporase de acolo. Credința lui Petru că Iisus a făcut exact ceea ce a spus el că va face, e o mică flamură care pâlpâie și gata să se stingă în aceste momente de vânturile îndoielii. Și noi putem la un moment dat deveni Așa de prins în spiritul lumii noastre Care ne forțează, insistă Ca orice lucru să fie rezonabil, logic Și în cele din urmă ajungem să ratăm miracolele În prezența acestei minuni Tot ce poate face Petru Este doar să confirme Dezastrul pe care l-a anunțat Maria Magdalena Trupul lui Hristos nu mai este Dragii mei, dați-mi voie să adresez aici o întrebare. La ce este bun să fii primul care constată o realitate dacă nu poți să tragi nicio concluzie? Să ajungi la mormânt, să vezi această realitate și să fii blocat emoțional și rațional și să nu poți interpreta ce se întâmplă acolo. Haideți să ne mutăm la celălalt personaj, Ioan. Ioan o credință care se trezește încet. Versetele 5, versetul 5 și apoi versetul 8. Și s-a plecat și s-a uitat înăuntru. Asta este Ioan, da? cel mai tânăr care aleargă mai repede. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, din nou se face referire la Ioan, a intrat și el după Petru, da? Și interesant cum se încheie versetul 8. A văzut și a crezut. Ce rost are să ajungi primul dacă nu treci linia de sosire? Ce rost are să fii mai tânăr, mai puternic, mai plin de energie, să te duci dincolo de cei ce sunt în, mai în vârstă, dar... Să te oprești înainte de a te bucura de o realitate covârșitoare. De ce să fi oprit Ioan la gura mormântului? De ce nu fi intrat în mormânt precum Petru? O fi rămas acolo, poate pentru a arăta respect față de mort. Sau, poate, ținând cont de legea levitică care spunea că dacă te atingi de un mort, ești necurat. Ioan n-a vrut să. Ajungă într-o astfel de ipostază. În cele din urmă, vine și Petru mai încet, intră în mormânt și acesta îi dă curaj lui Ioan să se asocieze cu el. Care este semnificația acestei afirmații? A văzut și a crezut. Ce a crezut Ioan? Dar, Petru, dar tu, tu ce crezi? După cum Revelația Generală, și fac aici o mică paranteză pentru cei care poate nu sunteți obișnuiți cu terminologia, când vorbim de Revelația Generală, avem în vedere faptul că orice om, din orice cultură, din orice perioadă istorică, are parte de o Revelație a lui Dumnezeu. Spre exemplu, îl vezi pe Dumnezeu în creație, în macrocosmos și în microcosmos, îl vezi pe Dumnezeu în istorie și în conștiința pe care Dumnezeu o dă omului. Dar mai există o Revelație, și aceasta este Revelația specială. Când omul are parte de cunoașterea personală a lui Hristos, fie prin scripturi, fie în mod personal, se întâlnește cu Hristosul care transformă viața. Ei bine, după cum Revelația generală este importantă în cunoașterea lui Dumnezeu, dar incompletă, fără revelația specială, mormântul gol este esențial creștinismului. Însă este insuficient fără întâlnirea personală cu Hristosul cel înviat. Eu am intrat de două ori în mormântul lui Isus, în mormintele lui Isus. Mă rog, trebuie să fac aici o paranteză și să vă spun că în Israel, în Ierusalim, Există un mormânt considerat de Biserica Catolică și cea Ortodoxă că e, momen, că e mormântul lui Isus, și apoi este o grădină unde este un alt mormânt, unde în general protestanții consideră că este, de fapt, mormântul lui Hristos, pentru că descrierea din Evanghelia a grădinii seamănă foarte bine cu locul în care a fost descoperit acest mormânt. Dar nu acest lucru este important. Am fost acolo. Am văzut oameni de peste tot din lume care veneau încercând, pe de o parte, să rememoreze ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, iar alții să beneficieze de binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu. Spre exemplu, prima dată când am intrat în mormântul din grădină, am intrat împreună cu alți doi pastori români. Vă dați seama de când eram mic și îmi citea mama din Biblie. În mintea mea era dorința aceasta: oare voi ajunge vreodată să pășesc pe locurile acestea despre care citesc în Biblie? Și, în sfârșit, la 30 și ceva de ani, ajung să pășesc acolo. Cu emoție am intrat în mormântul acela. Mi-l amintesc pe un coleg Ardelean care a fost atât de copleșit de emoție că a căzut în genunchi și s-a aplecat spre piatra aceea să o sărute. Și un altul, Beni Fărăgău, pe cei care, pentru cei care îl cunoaște, l-a bătut pe omă și a spus, ei, nu fa asta, zice, uite ce scrie pe ușă. He is not here, he is risen. El nu este aici, el este viu. Dar, mei, sunt foarte mulți oameni care văd mormântul gol, dar încă n-au parte de întâlnirea personală cu Hristos. Epilogul îl găsim în versetul 9, căci tot nu pricepeau că, după scriptură, Isus trebuia să învie din morți. Asta este starea generală a ucenicilor, a vizitatorilor mormântului în ziua învierii. Credința fără perspectivă și fără pricepere provoacă insomnie. Perspectiva și priceperea fără credință provoacă coșmar. Absența celor două, celor trei, produce depresie. Haideți să ne întoarcem la Maria. Confirmarea descoperirii, de data asta citesc de la versetul 11 până la versetul 18, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Asta n-a plecat de la mormânt. S-a dus, s-a anunțat ucenicii și apoi a rămas acolo. Pe când plângea, S-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus. Unul la cap și altul la picioare. Femeie i-au zis ei: Pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo, în picioare dar nu știa că este Isus. Femeie, i-a zis Isus, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și a zis, domnule, dacă l-ai luat, spune mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Isus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis să ne evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, a zis Isus. Căci că nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că, că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Nu vede și nu înțelege nimic. Datorită disperării. Stătea afară, lângă mormânt și plângea. Vede doi îngeri care îi adresează această întrebare: Pentru ce plângi? Și ascultați răspunsul ei: Câtă disperare este aici? Pentru că au luat pe Domnul meu. Și nu știu unde l-au pus. Observați cine este Hristos pentru ea? Domnul meu. Chiar dacă a fost răstignit, înmormântat și acum nici nu mai știe ea cel puțin unde este trupul lui, pentru ea, el încă este domnul ei. Maria Magdalena a fost o femeie din care domnul a scos șapte draci. Dacă considerăm că fiecare demon era specializat pe un păcat aparte, înseamnă că această femeie era dominată de șapte păcate diferite care îi marcau conștiința ei. Domnul o eliberează și drept recunoștință ea devine una dintre cele mai devotate femei care l a urmat pe Domnul Isus până la cruce. L-a iubit foarte mult. Pentru că, dați-mi voie să repet ce spunea Isus. cui se iartă mult, continuați dumneavoastră, vă rog. Iubește mult. Și Maria face parte din această categorie. Dar depresia și confuzia ei nu dispar în urma întâlnirii cu îngerii. Nu vă surprinde lucrul ăsta? Acum, nu știu cât să spun, 10-15 ani, pe stâlpe de pe strada bisericii noastre, au apărut niște afișe așa în format oarecât era, probabil ca zero, și scria ceva de genul ăsta. Cred că la Casa de Cultură urmează o întâlnire în care va fi prezent cineva care se întâlnește cu îngeri. Eram cu fratele Ginghină, nu știu dacă este aici în sală, și m-am uitat la aceste afișe. Ce ați fi făcut dacă erați în locul meu? Păi, dumneavoastră... Apropo, câți de aici ați văzut îngeri? Vă rog să ridicați mâna sus. Nici eu nu. Sunteți normali. Sunteți foarte normale. Vreau să spun ce am făcut eu. Mi-am dat seama că este un șarlatan. Și l-am rugat pe fratele Ginghină să smulgă toate afișele astea, pentru că noi nu alergăm după îngeri, cum nu alergăm nici după toți care ne promit tot felul de minuni și alergă oamenii disperați, crezând că se întâmplă nu știu ce. Iată-l aici, iată-l dincolo, autocar peste autocar se îngrămădesc să ajungă să vadă. Să vadă ce. Noi suntem credincioși lui Hristos și atât. Dar întâlnirea cu Isus este cea care o transformă pe Maria. Nu mă ține femeia asta când, îl, când în cele din urmă îl identifică. Iisus trebuie să-i spună, nu mă ține, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Iată câtă, cât plâns, câtă confuzie. Dorea mult să-L întâlnească pe Iisus. Pentru ea îngerii nu constituiau ceva important. Ea dorea pe Iisus. Îngerii nu prezintă interes pentru ea. Dragii mei, eu mă uit așa cu tristețe, trebuie să recunosc, la cât de ușor sunt influențați, ca să nu spun manipulați, anumiți creștini. Și care aleargă după senzațional și nu sunt înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu intru în dialoguri pe Facebook, să știți, nu intru cu. Nu, încerc pe cât posibil. Să nu mă aventurez acolo, pentru că nu cred că este o platformă în care oamenii se aud unul pe altul, ci doar se polarizează unul pe altul. Dar cred că am o responsabilitate să vă spun în această zi, frați și surori, nu alergați după orice făcător de minuni. Alergați după Hristos. Ancurați-vă în Hristos, în Cuvântul Său. Vi-l amintiți pe Moise în Exod, capitolul 33, este un moment a conflictului dintre poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu care atinge apogeul. Și Dumnezeu în mijlocul acelui conflict spune Moise, vă dau țara, țara pe care v-am promis-o, vă dau laptele și mierea, vă scap de toți dușmanii, vă dau un înger care să vă călăuzească. Dumneavoastră, cum numiți toate astea? Binecuvântări, nu-i așa? Și pentru asta ne rugăm, Doamne, binecuvântează-ne să scăp de dușmani, să ai lapte și miere, prosperitate, adică să ai proprietăți, țara să fie a ta. Dar urmează ceva care produce foarte multă întristare în Moise. Și Dumnezeu îi spune, dar eu nu mă voi sui în mijlocul vostru. Păi, dacă am îngeri și mâncare și sănătate și n-am dușmani, nu e suficient lucrul acesta? Nu toată lumea aleargă peste tot să se facă sănătos? Este o tensiune maximă acolo, dacă o vedeți. Dumnezeu spune acestui popor, nu merg cu voi. Vă dau binecuvântările. Vă dau îngerul. Nu merg cu voi. Și atât rugăciunea lui Moise, care este extraordinară, el zice așa, Doamne, și parafrazele îți dați în voie, îți mulțumesc că ne dai țara și laptele și mierea și că ne scap de dușmani. Îți mulțumesc că ne trimiți și un înger. Dar, Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cam așa o văd eu pe Maria Magdalena e plină de lacrimi, e confuză, e disperată, poate chiar este în depresie, aș putea zice. Se întoarce și vede pe cineva despre care crede că e administratorul și dați-mi voie să parafrazez ce cred eu, cum interpretez eu momentul acesta. Se duce spre el și spune, domnule, nu știu cum să spun, eu am fost o mare păcătoasă. Într-o zi, m-am întâlnit cu cineva a cărui nume este Isus Hristos. Eram apăsat în suflet, legată de demonii care m-au chinuit. Isus Hristos m-a eliberat, m-a iertat, mi-a transformat viața și de atunci am devenit o credincioasă. Am stat vineri Vineri am văzut cum l-au răstignit romanii. Mi s-a rupt inima. Am stat lângă mama lui, Sfânta Fecioară Maria. Am plâns împreună cu ea. Am văzut cum Iosif din Arimatea l-a adus aici în mormântul ăsta. Și am venit dimineață și am găsit, am găsit, am găsit mormântul gol, nu mă interesează. Am găsit Giulgiu, n-am ce să fac cu el. Văd aici crucea pe care a fost răstignit, nu asta caut. M-am întâlnit cu doi îngeri care au vorbit cu mine, nici pe ăștia nu-i caut. Și atât ce spune femeia asta, care surprinde creștinul autentic, dacă știi cumva unde este, unde este acest Iisus Hristos care pe mine m-a iertat, spune-mi unde este pentru că vreau să mă duc să-L iau. Înțelegeți ce înseamnă creștinismul autentic? Nu obiectele de cult, nu cârpele, nu pietrele, nu, nu orice altceva. Creștinul autentic întotdeauna îl caută pe Isus Hristos. Creștinul autentic nu se va mulțumi cu nimic decât cu persoana lui Isus Hristos. Maria l-a văzut pe Isus, dar nu l-a recunoscut. Credea că este grădinarul. A avut nevoie de o revelație specială. În momentul în care Iisus îi vorbește, o strigă pe nume, Marie, în acele momente ceva s-a trezit în întreaga ei ființă, a mai auzit vocea asta. A mai auzit numele ei rostindu-se de această persoană. Și atunci se întoarce spre ea și îi spune, Rabunii, învățătorule, și este gata să-l îmbrățișeze. Și Iisus spune, nu, 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 stai, Marie, nu te atinge de mine. Maria Magdalena este căutătorul sincer de Dumnezeu și oricând este cineva de genul acesta, Dumnezeu îi se descoperă. Da, Maria l-a urmat cu Isus până la sfârșit, cu umilință. A fost prima care l-a întâlnit pe Hristosul înviat dintre cei morți. Da, Dumnezeu ni se revelează pe sine și aduce mângâierile sale gradual. În ziua învierii la mormânt au ajuns mai mulți. Nu vă surprinde că Maria este cea care rămâne acolo pentru că ea nu se poate despărți de Domnul ei și căutarea ei a primit un răspuns. Da, prima persoană care îl întâlnește pe Domnul înviat dintre cei morți este Maria. De ce tocmai ea? De ce, un, de ce nu un ucenic? De ce nu un bărbat? de ce o femeie. Pentru că dacă îl cauți sincer pe Dumnezeu, nu contează nici din ce etnie ești, nici din ce neam ești, nici de ce statut social ai sau ce sex ai, Cine îl caută sincer pe Hristos, Hristos îi se descoperă. Da, sunt oameni care îl caută din rațiuni foarte greșite. Și Irod a vrut să-l întâlnească pe Domnul, numai ca să vadă ceva minuni. Alții îl urmau pentru că le dădea pâine și pește, dar nici unuia dintre aceștia nu i s-a arătat Hristos să-l dintre cei morți. Poate un om care n-a auzit niciodată Evanghelia să fie mântuit? Ei, indiferent în ce context ai trăi, dacă îl cauți sincer pe Dumnezeu, el ți se va descoperi. Nu știu metoda pe care o va folosi, dar știu că Domnul se uită la inimile oamenilor și el nu dezamăgește pe nimeni. Și unei femei disperate, confuze, care între timp are parte de revelație, Mântuitorul îi dă un mandat în versetul 17. Du-te la frații mei, Marie, primul trimis, primul mesager al învierii, du-te și spune fraților mei lucrul acesta, du-te, dragii mei, eu încep să mă gândesc că peste câțiva ani ies la pensie. Și am așa o teamă că nu știu să administrez perioada aceea. Pentru că sunt o persoană activă, îmi place ca viața mea să aibă rost, să aibă scop și mă gândesc cum va fi prima zi când mă voi scula și nu voi avea nimic de făcut. Dar încep să înțeleg pe cei care... Se apucă de grădinărit, de construit, de pescuit, de explorat multe și multe. Și uitați-vă dumneavoastră cine îți mai predispus să ajungă în depresie. Cei care trăiesc fără niciun rost prin lumea asta, n-au niciun scop. Și când n-ai niciun scop, când n-ai niciun obiectiv, când nu trăiești pentru ceva, când, când te ridici dimineața din pat, nu știi, m-am sculat, pentru că trebuie să fac asta, asta și asta, atunci ți se năruiește toată viața. Simți că nu ai pentru ce să trăiești. Ei, eu văd pe Maria Magdalena, îi văd pe ucenici într-o astfel de situație. Perspectiva lor s-a întunecat. Cel în care și-au pus încrederea este mort. Nu mai au puterea să creadă promisiunile pe care le-a făcut și nu mai au niciun rost de aș continua viața. Ce îi schimbă pe oamenii aceștia? Când depresia este înlocuită cu marea însărcinare, când primesc un scop pentru care să trăiască, Maria devine primul misionar care duce vestea învierii Domnului Isus Hristos. Cred că înaintea ei au fost soldații. Cred că primii care au rostit cuvântul Hristos a înviat au fost soldații. Când au văzut toată minunea, toată scena care s-a întâmplat, s-au lovit unul pe altul și au spus, ce facem? Hristos a înviat. Primii care au intrat în cetate și au dus vestea învierii Domnului Isus Hristos au fost cei care trebuiau să-L păzească, să nu învie, să nu dispară de acolo. Aceștia sunt primii care duc vestea. Dar, din perspectivă creștină, îmi place să cred că Maria este primul misionar. Da? Maria duce această veste în versetul 18, ce spune Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Da? Plină de bucurie, învierea Domnului Isus Hristos îi schimbă inima, mandatul pe care îl dă Domnul Isus Hristos a energizat-o. Știu pentru ce trăiesc, să duc oamenilor cea mai frumoasă veste, Că Isus Hristos este mântuitorul lor. Dragul meu, sunt multe lucruri pe care le poți face bune sub soare. Poți să îi educi pe oameni, poți să-i ajuți să-și dezvolte abilități, poți să fii un medic ilustru, poți să fii un om care faci lucruri deosebite. Și eu te încurajez oriunde ești, fă-le bine, fă-le de calitate. Dar nu uita un lucru. Ai un mandat foarte special și nimic nu se compară cu acest mandat. Ești chemat să fii preota lui Isus Hristos. Și indiferent unde ești, tu poți să duci vestea Domnului Isus Hristos. Mandatul acesta care te poate energiza și pe tine. Așa că, dă voie să te întreb: tu când te-ai întâlnit ultima dată cu Hristosul cel înviat? Când ai auzit ultima dată mandatul acesta? Nu mă ține doar pentru tine, du-te și la frații mei, du-te și spune-le. Și iată pe apostoli, de la disperare la marea însărcinare, versetele 19 până la 23, în seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului erau, unde erau adunați ucenici, erau încuiate de frica iudeilor. A venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace, Vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când a văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După, ce a, după aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Și interesant versetul 23 celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Iată în versetul 19 pe apostol ascunși de frică, ilustrează starea lor de spirit și în mijlocul temerilor lor vine Hristosul care pătrunde printre ziduri cu acest mesaj, pace vouă, shalom. Acesta este salutul evreiesc, Pace, v-am împăcat cu Tatăl, gerd, famea, vă este de ajuns de acum, aveți o relație cu Dumnezeu. Pace vouă, în tulburarea în care vă, vă, vă găsiți. Le-a arătat mâinile și uh, coasta sa, versetul 20. Ce moment dramatic să te uiți la cineva care a suferit răstignirea. Aici trebuie să ne amintim de cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni care spune că ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră. În Apocalipsa am făcut cunoștință cu mielul lui Dumnezeu, care părea junghiat. El încă poartă semnele răstignirii în trupul său. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Parcă s-au topit în îndoielile și temerile lor. Și ei, ca și Maria, vor primi același mandat, marea însărcinare. Iisus repetă pace vouă și le spune, așa cum eu v-am adus pace vouă, acum voi merge și duceți pace către lumea întreagă. Oricui veți ierta păcatele. Sună foarte interesant versetul ăsta. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Oare să însemne că cineva dintre pământeni poate să ierte păcatele sau să decidă să nu ierte păcatele cuiva? Domnul Isus îi împuternicește pe ucenici, suflă peste ei Duh Sfânt și spune oricui veți proclama vestea Evangheliei și vor crede că Isus Hristos este Mântuitorul, păcatele lor vor fi iertate. Așa că depinde de voi, wow, ce responsabilitate, depinde de voi ca păcatele unora să fie iertate și păcatele altora să nu fie iertate. Eu vă dau putere și a suflat peste ei Duh Sfânt și le-a dat un mandat. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, și oricine crede în Domnul Isus Hristos, în urma propăvăduirii tale, mărturiei tale, păcatele îi, voi, îi vor fi iertate. Tu ai adus pace între acea persoană și Dumnezeu. Slavă Domnului pentru harul acesta. Dacă în viața ta ai traversat disperare, poate chiar confuzie, sau mai mult decât atât, depresie. Dacă lacrimile determinate de durerea ta interioară ți-au îngustat perspectiva și de ceva timp nu mai experimentezi bucuria vieții în Hristos, bucuria mântuirii tale. Dacă ai venit în această dimineață aici plin de vinovăție și rușine, întrebându-te dacă pentru tine mai este vreo speranță, dacă cineva te iubește cu adevărat sau va trebui să rămâi pentru tot restul vieții în atmosfera zilei de vinere mare, ziua în care cerul se întunecă și Domnul Iisus moare, rugăciunea mea în această dimineață este ca tu să găsești speranță deoarece vinerea ta mare a trecut toate lucrurile sunt noi în Hristos în zilele tale de vineri, amintește-ți că Dumnezeu nu te-a uitat. El nu ți întoarce spatele în nopțile întunecate ale sufletului tău. Nu te teme, au fost cuvintele valabile atât pentru Isus și sunt valabile pentru tine, chiar dacă și tu treci prin această vinere a sufletului. Nu uita, vine duminica învierii când Hristos cu moartea, pe moartea a călcat și celor din mormintele a dat viață. Da, moartea a pus stăpânire pe Domnul nostru Isus Hristos. Moartea l-a pus în acel mormânt rece. Piatra aceea de aproximativ două tone a fost pusă peste mormânt. Sigiliul guvernatorului roman, garda romană și diavolul care rânjește că în sfârșit a biruit dar, dragii mei, a treia zi Hristos a înviat dintre cei morți pentru că moartea nu l-a putut ținea. A ieșit precum un fluture care iese din gogoașa lui. Iisus a ieșit din mormânt. Piatra nu a fost dată la o parte pentru ca Mântuitorul să iasă de acolo, ci a fost dată la o parte ca ucenicii să poată vedea că El nu mai este acolo. Așa că putem declara în această dimineață că Iisus Hristos este viu. El nu mai este înaintea noastră într-un mormânt, El astăzi este pe tron de slavă și am învățat în Apocalipsa cuvintele pe care El le spune, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morților și a locuinței morților. Slavă Domnului pentru aceasta! Dar vreau să-ți mai spun ceva. El este Cel care astăzi te împuternicește prin Duhul Sfânt, și îți spune, mergi și tu și du oamenilor această veste. Speranța învierii, iertarea păcatelor. Maria primește un mandat care o schimbă. Ucenicii primesc și ei un mandat. Tu ai primit un mandat. Hristos ne spune tuturor, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Mi-a plăcut foarte mult cum a luat această mare însărcinare William Hoyt și a spus-o așa ca să ne ajute să pricepem ce vrea Dumnezeu de la noi. Și iată cum zice el, mergând, în timp ce mergeți, ori când mergeți, ori unde mergeți, ori de câte ori mergeți, ori mergeți, indiferent din ce motiv mergeți, indiferent cu cine mergeți, faceți ucenici. Biserica lui Isus Hristos este în afacerea de a face ucenici. Și tu ești chemat să faci ucenici. Doamne ajută! L Ați învoie să închei cu o poveste dragă pe care am mai spus-o, dar care surprinde acest mandat pe care Dumnezeu l-a dat fiecăruia dintre noi. Edith Burns a fost o creștină deosebită care a trăit undeva în San Antonio, Texas și a fost pacienta unui medic pe nume uh, Will Fields doctorul Fields a fost un medic tandru care își trata cu grijă fiecare pacient dar dintre toți pacienții, preferata lui era Edith Burns într-o dimineață s-a dus la cabinet cu inima îndurerată și asta din cauza acestei doamne când a intrat în sala de așteptare a văzut-o pe Edith cu o Biblie mare, neagră, vorbind cu o mamă tânără. Edith avea obiceiul acesta. Pe oricine întâlnea spunea, bună, numele meu este Edith Burns, crezi în Paște? Apoi, pornind de aici, explica ce înseamnă Paștele și nu de puține ori oamenii ajungeau să fie mântuiți. Doctorul Fields, a intrat în cabinetul său și acolo a văzut-o pe asistenta șefă, Beverly, pe care a întâlnit-o cu ceva timp în urmă, Edith, când i-a luat tensiunea. Și Edith i-a spus acestei asistente, numele meu este Edith Burns, scuzați-mă, crezi în Paște? Asistenta i-a răspuns, sigur că da. Edith a spus, atunci, ce crezi despre Paște? Păi zice ea, Vopsitul ouălelor, ouole, ouole, nu mai știu să vorbesc, mersul la biserică, îmbrăcatul frumos, apoi Edita a întrebat-o despre adevăratul înțeles al Paștelui și în final a condus-o pe această asistentă la credința mântuitoare în Domnul Isus Hristos. Doctorul Philips spune asistentei, te rog să nu chemi în cabinet încă pe Edit.” Pentru că tare mă tem că chiar acum în sala de așteptare are loc o naștere spirituală. După ce a fost în cele din urmă chemată în cabinet, Edith a luat loc, l-a privit pe doctor și a spus Doctore, de ce ești așa trist astăzi? Tu îți mai citești Biblia? Te mai rogi? Doctorul a răspuns într-un mod tandru, Edith, eu sunt doctorul, tu ești pacienta cu o inimă așa îndurerată a spus, au venit rezultatele analizelor tale și arată că ai cancer. Asta înseamnă că nu o să mai trăiești prea mult. Edith a spus, mai doctor Will, să-ți fie rușine. De ce ești așa trist? Tu crezi că Dumnezeu poate greși vreodată? Tocmai mi-ai spus că urmează să mă întâlnesc cu Domnul meu, să-L văd pe soțul meu, prietenii mei, tocmai mi-ai spus că o să sărbătoresc un Paște permanent. Și tu ai o problemă când dai vestea asta? Doctorul Phillips a gândit atunci, wow, ce femeie măreață este doamna asta. Ea a continuat să vină la cabinet, a venit la Crăciun și când biroul a fost închis pentru trei zile, pentru mai multe zile în perioada aceea de sărbători, când în cele din urmă s-a deschis biroul, Edit n-a mai ajuns. Mai târziu, mai târziu după amiază, l-a sunat pe doctorul uh, Philips și a spus că trebuie să se interneze în spital. Și am adăugat: Well, te rog un lucru: Sunt așa de aproape să ajung acasă. Te rog să așezi în salon lângă mine multe femei care trebuie să cunoască despre Paște. Așa s-a și întâmplat. Medicul a avut grijă să aducă acolo mai multe femei care rând pe rând au fost mântuite. Toți oamenii de la acel etaj, de la personal la pacienți, au fost atât de încântați de doamna aceasta și au început să o numească Edith Easter, adică Edith Paște. Toți în afară de asistenta șefă. Uh, asistenta șef a lăsat de înțeles foarte clar că nu vrea să aibă de-a face cu Edit, pentru că e o fanatică religioasă. Ea fusese asistentă la un spital militar, a văzut și a auzit tot ce se putea sub, sub soare. A fost căsătorită de trei ori, divorțată, e o tipă rece, face totul așa ca la carte. Într-o dimineață, cele două asistente care trebuiau să aibă grijă de Edit s-au îmbolnăvit Edit e bonlavă de gripă și asistenta șefă trebuie să-i facă injecții. Și când intră în salon, Edit cu un zâmbet larg pe față i-a spus Filis, Dumnezeu te iubește și eu m-am rugat pentru tine. La care asistenta șefă i-a spus Ei, puteai să te oprești să te rogi pentru mine că la mine rugăciunile nu lucrează. Nu sunt interesată de povestea asta. Edit a spus, am să mă rog, totuși, am să-i cer lui Dumnezeu să, mă, să nu mă lase să ajung acasă până când și tu vei face parte din familia lui. Asistenta șef a zis, atunci nu o să mor niciodată, pentru că asta nu o să se întâmple. Și a ieșit brusc din salon. În fiecare zi, asistenta șefă intra în acel salon și Edith îi spunea, Dumnezeu te iubește și eu te iubesc și mă rog pentru tine. Într-o zi, asistenta șefă este atrasă așa în mod inexplicabil și se duce în salonul lui Edith, ca un magnet care atrage fierul. S-a așezat pe pat lângă ea și a spus, sunt așa de bucuroasă că ai venit, deoarece Dumnezeu tocmai mi-a spus că astăzi este o zi specială pentru tine. Și asistenta șefă îi zice, Edith, tu pe toată lumea ai întrebat dacă crede în Paște. Dar pe mine nu m-a întrebat niciodată. Edith a spus, Filis, de multe ori am vrut. Dar Dumnezeu mi-a spus să aștept până în ziua în care tu mă vei întreba. Și acum, pentru că m a întrebat, vreau să deschid Biblia și am părtășit împreună cu ea povestea Paștelui. A spus despre moartea, îngroparea, învierea Domnului Isus Hristos. Urmată de întrebarea, Filis, crezi în Paște? crezi că Isus Hristos a murit și pentru tine și că El vrea să o locuiască în inima ta? Și asistenta șef a spus, o vreau. Vreau, vreau și eu. Cred cu toată inima că Isus Hristos a murit pentru mine. Și acolo s-au rugat și asistenta asta rece și dură l-a primit pe Hristos în inimă și pentru prima dată nu a mai pășit afară din salon, ci a avut sentimentul că a fost purtată de aripile îngerilor care au scos-o de acolo. Două zile mai târziu, asistenta șefă vine la Edit și Edith a întrebat-o, Ei, știi ce zi este astăzi?" O, oh, da, zice, este vinerea mare." Uh, Edit a spus, Ei, nu, pentru tine în fiecare zi este Paștele." Așa că, Paște fericit, Filis." Două zile mai târziu, exact în ziua de Paște, Phyllis Cross a venit la muncă, a făcut câteva dintre treburile ei și apoi a mers la florărie și a cumpărat niște crini de Paște pentru că vorea să se ducă să o vadă pe Edit și să-i dea crinii și să-i poată spune în acea zi frumoasă, Paște fericit. Și când a intrat în salon, în salonul lui Edit, Edit era în pat, acea Biblie mare și neagră era pe picioarele ei Mâinile erau undeva în Biblie prinse cam așa Aveau un zâmbet dulce pe buze Și când Filis a vrut să o ia de mână a realizat că de fapt Edit murise Mâna ei stângă era la Ioan capitolul 14 În casa tatălui meu sunt multe locașuri dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde să sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Și cealaltă mână dreaptă era în ultima carte Apocalipsei, a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 21. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Filis Croas a privit-o încă o dată și a ridicat fața spre cer și cu ochii și roind de lacrimi a spus, Paște fericit, Edit. Paște fericit. Felis a luat Biblia, a lăsat trupul neînsuflețit al lui Edith și s-a dus la prima masă unde erau două studente și le-a zis numele meu este Filis. Credeți în Paște? Dragii mei, nu există sub soare un mandat mai înalt, mai prețios, mai valoros pe care îl putem primi decât să spunem oamenilor că Hristos îi iubește. Că Hristos a murit pentru ei. Hristos vrea să-i mântuiască. Fă-ți profesia cât poți de bine. Dar în timp ce ți-o faci, nu uita, Hristos te-a chemat să fii un martor al Lui. Dul pe Hristos oriunde. Paște fericit tuturor!